Doi șase. Nu se plimbă printre doi și nu vrei să pare și cu 5 pe 6. Nu ești simplificat. Nu. Ca să mai trezim timpul, hai să împărțim. Da. Deci 1160. Cred că am intrat de 4 ori. Cred că am intrat de 4 ori. Deci ar trebui să iei 15 și apoi 0 și cred că intră doar de 2 ori, pentru că dacă pun 3 ori de aia, deja 9. Da, de 2 ori. Și o să fie 7,60 și acum aici este 0 și 4 și 1. Și 1. Și intră de 4 ori. Da. 4 ori, da, corect, cu 4 ori 12. Și 4,00 și 4,12 și așa, 1,12. Și apoi din nou se repetă tot, acolo nu mai e. Și te repetă din nou. Ba... Da, deci 800 merge de 2 ori, asta e lucrul. Cu alte cuvinte, a dat răspunsul corect, a avut dreptate. Deci se scrie, dacă mergem pe varianta pe care a spus-o el, atenție, așa trebuie făcut. Altfel, 3,5 în 24, cu Daria, da, ia, să scrie 3 întregi și 520. Tot e după virgulă, 524 scăzut 5, supra 990. Și când introducem întregul în fracție, ajungem exact la fracția aceea de acolo. Da? Ei, și totuși, cui a venit în minte să facă treaba asta? De ce a scăzut? De ce scade? Da. De ce pune 9 în loc de 0 acolo? Da, de atâția de al de 9, atâția de... Nu o puneți, deoarece știm că un număr, nu poate de un număr decimal, perioada nu poate de 10 niciodată, nu poate să fie mai mare. De la 3,9999 nu poate să fie niciodată, pot spun câți 9 vreau ca să ajungă la 3, adică nu se poate. Și el s-a gândit să pună 9, deoarece aceste decimale în aici n-a pus 9 după. Vreți să vă spun ceva? Să vă spun și prietenilor noștri? Există microfon online, făcută chestia asta. Nu știu să mai fac. Dacă aș ști, v-aș face. Deci dacă aș ști, v-aș face. Nu mai știu și atunci vă las pe voi și pe prietenii noștri, ca data viitoare, să căutați pe microfon online lecția aceea la transformări acestea în fracții. Dacă da, e făcută? E făcută 100%. Ți amintești, nu? E făcută de acolo, de aofea, mă. Da, dacă nu fost la vreme, da. Și atunci, tratați pe lucrurile așa, transformarea fracțiilor periodice simple miste în fracții ordinare. Dacă tratați pe lucrurile, veți vedea cum să demonstrează asta. Că merită să știți asta. Chiar curiozitatea e mare. Cum a venit? Și vreau să vă convingeți data viitoare, mâine, adică, exact cum merge treaba aceea de, repet, eu am uitat un moment ăsta. Dar n-ați mai explicat. N-am explicat. N-am explicat niciodată. Am explicat până acolo, s-a și filmat, este filmul, și de ce puteți să vedeți? Dar nu am ideea. Suntem și din mine. Când ori de câte ori memorez ceva și nu, nu știu foarte bine tehnica de obținere, memorarea asta poate să-mi slujească și mie feste.
Cum i-a ajutat o... Daria. Da. Cum ți-a ajutat și ții? Da, deci să-mi mai spune totodată un profesor, dacă iei tot numărul, atunci ai iei și întregerea din față. Deci, dacă iei tot numărul, iei până la perioadă tot ce este în fața. Înțeleg. Dar dacă nu iei pe toți și iei 3 în 3 sau 3 plus 524 minus 5, atunci scrii pe 990. Așa, deci. Deci, va fi foarte clar. Că și într-un fel și în altul este vorba. E același lucru. Ori când zic 3 întregi și 255, este diferit de a spune 3 ori 2 pe 5. 3 întregi și 255 înseamnă 3 plus 2 pe 5. Așa trebuie să faceți. Dar nu știu la ce aș uita. Da, profesor. Da. Haideți să te întrebăm aici. Când vreau dată, nu adică ești. Corect. A, da. Hai să vedem, deci, ce facem aici. Ce a fost vorba aici să facem? Transformăm asta în fracție ordinară, a transformată? Da. Cât a fost aici? 3489. Aia simplificată. 1163 pe 330. Da, asta simplificată. Da, asta simplificată. 1163 supra? Supra 930. 330 ori X. Mai mic decât? Și pe aceea o transformă. Adică? Mai decât 455 supra 100. Supra 100. Care se simplifică printr-o? O 5. Și echivalent. Poate spune că 1163 este mai mic. Este mai mic decât 91 pe 25. 91 pe 20. De unde e X de acolo? Deci, de aici e echivalent. Poate spune că X este mai mic decât 91 pe 20 împărțit la 1163 pe 330. Și, da. Trebuie să văd și nu. Îți mai mai decât 91 pe 20 ori 330 pe 1160. Așa se pare. Da. 91 pe 20 ori 330 supra 1163. Și aici o să fie pentru un 0. Da, pentru 10. Oh, ce păcate a făcut. Ok. Vreți să ne întâmplăm tot? Adică X mai mic. Întrebarea este ce fel de fracție este asta care va rezulta? Supraunitară sau subunitară? Va fi supraunitară. Nu. Dar spuneți, e supraunitară. Chiar nu ți-ai spus 91 cu 33 de seama. Nu, dar stai. Păi, nu, și acolo tot nu. Cred că e subunitară. Cred că stați-vă, 91. Că poate am iau învățată și trebuie să spun. Ia, mă, ce-i 91 cu 33, ca să ne dăm seama. Wow, 3.003, deci este... Face 3.000? 3. Deci este supra unitară. 3 supra... Supra 2.326. 2.326. Cum X e natural, X e natural, ce X vom avea de aici? Păi, X aparține care e mulțumesc. Acum ar trebui să împărțim, adică ar trebui să împărțim 3.003 la 2.327. Păi, într-o dată, printr-o dată. Unu. Dar nu s-a spus, mai trebuie să simplificăm, nu? Nu, că e ușor. Merge de două ori. Merge de două ori. E doar una. Păi, dar nu mai trebuie. X vine natural, X care e mulțimea față? Asta vă trebuie. 0 și 1. 0 și 1, nu 2. Da? Nu merge de doar. X aparține mulțimei 0 și 1. Fiindcă numărul ăsta e nimic strict decât 2. Deci, haideți să vedem încă o dată ce am urmărit eu prin exercițiul aici. Deci, prin exercițiul acesta, am urmărit transformarea fracții
decimale periodice mixte în fracție ordinară. Din ce motiv? N-avea nicio șansă să fac împărțirea. În dreapta a făcut 4,55. Deci neapărat mă duc pe fracții ordinare. Deci sunt în situația delicată, când la un moment dat trebuie să zic X mai mic decât 91 pe împărțit la împărțit la o fracție ordinară, n-am cum să fac. La o fracție decimale periodică, nu se poate. Și atunci trebuie să lucrez în fracție ordinară. Și cea mai urmărit, în afară de chestia asta. Dacă știm să fain cum să scriem ca fracția periodică mică. O fracție ordinară. O fracție ordinară și... Am urmărit să împărțim, cum se împărțim. O fracție în cinci. Prima cătă la lăsă până astăzi. O să fac simplificările. Deci am urmărit mai multe lucruri. Da? Câte ceasul? Și 7. Uite, să mai este un minut. Vreau să vă rog dacă puteți să atunci să ce am făcut ieri. Avem chiar mai mult de obiectiv, nu? Stăm pe la 60? Da, la 60. Da, acolo, da, aici, vin în același rest. Da, cu care trebuie să te dai în sănătate. Și că Horia n-am fost obiectiv. El a fost cu o zi înainte. Da, era cu zi înainte. Da. Da, a fost. Ba da, ai fost alteși. Tot asta am făcut și e explicat-o. Vreau să... Da, dacă ai luat două resturi și resturi cu două... Deci, împărțit. 3,05 împărțit la 0,43 la 0,431 la 0,41. Rezultă un cât egal cu 5. Și restul egal cu 5. Vreau câtul cu o precizie de 20 mare. Ah, super, ok. Câtul cu o precizie de 20 mare. Aflați restul. Da. Aflați și restul în această situație. Thank you.
4. A? Și 4? 4, da. Păi, mă gândim. Vărea, revede și trăiește. Fă proba. Adică mulțește împărțitul, egal cu păstorul, cât tu plus testul. Vezi, dacă dai propun, deci ai toate șansele să te verifici. Deci, domn profesor, am găsit 7,07. Deci, altă variantă, 7,07. 7,07. Și restul? Și restul 0,283. Încă este greșeală. Domn profesor, eu vă sunt acum încet în biroul să iasă bine. Da, vreau. Fă proba. Adică, de împărțitul, egal cu împărțitul, oricâtul, nu străiești tu. Și dacă îți dă, ești tare. Deci tu ai șanse foarte mari să verifici dacă ai făcut o treabă cu Dumnezeu. Ai împărțitul 0,431, câtul ai? Restul și te-ai găsit cu proba și dacă se merge, s-a făcut treabă deșteaptă. Și am făcut 3,05.
Și cam 430. Și ori cât plus rest. Plus? Păi. 1000 conform înmulțire. Deci 1000 ori restul, pentru că mă împărțim pe la 1000 și... Și acum... Împărțim pe 3050. Deci în 10 la 431. Și o să dea 7,07. Merge de 7 ori, 7 ori, 7 ori, 7 ori. Da, 7,07. 7 ori 3. O dă 3017. Da, 3017. Rămâne 33 acolo. 33. Mai adăugați un 0. Și nu merge. Și nu merge. Și pune 0. Mai intră cu un 0. Și intră de 7 ori. Și intră de 7 ori. 3017. Apoi rămâne rest 283. Și rămâne restul cât? 283. 283. Și facem acum foarte frumos 7,07 ori 431, dar dă peste 3050. Și scrim acum, în momentul ăsta, teorema împărțirii cu restul. Da. Și vine 3050. Da? 3050 de împărțire. Egal cu 431. Ori 7,07. Cum 707? 7,7. Dar nu înțeleg sau sunt. Nu, măi, ce e? Asta este cântul. Bine. Este cântul ăsta. Da. Și plus, ce e rest? 0,283. 0,283. 3. Așa ziceți, vreau? Cred că 283 e prea mult. Pentru că dacă punem, adică noi acolo până la urmă, o să ne dea 3.000, dar nu, dar stai puțin. Nu, dar până e bun. De ce? Pentru că până la urmă, o să ne dea 3.047, cred. Da, 0,17. Da, 3, o să fie 3.0471. Și pe azi să ne adaugă și 0,17. Da, da, e 0,283. Deci cât, sigur. Cât vă da anunțirea asta? 0,347. Aici, ai... Așa de? Păi asta înseamnă... Nu știu, dar 2,... Asta, 2,... Deci tu stai să... Păi la 47 ca să-i mai atunci... Asta înțeleg, dar de unde... Păi uite de aici, aici a fost virgula, nu? Și câte ați coborât voi? Câte ați coborât? Dar aici 2,83. Păi uite de dare, că virgula aici a fost. Și erau două decimale. Păi dar eu am crezut că nu putem să ducem o oră după virgula. Păi, dar ea. Adică n-am crezut că putem să facem de virgula. Atenție, dacă îmi dădeau numai 3... Două. Atenție, dar ea. Aici vreau să fie acolo. Dacă îți dădea numai 3, ar fi fost 0,03. Dacă ți-a dat un doar două cifre, atunci 0,83. Dacă sunt 3, la restul ăsta mi-a dat 3, înseamnă că e 2,0. Exact. Pentru că, uite-te de ce. Că în momentul care ai început să continui împărțirea, câte zero ori ai adăugat pentru a obține două cifre? Două. Două decimale. Două. Aici tot două. Trebuie să ai. Ai înțeles? Dar am înțeles, dar știam că putem să punem, adică nu știam că putem să dispărțim numai decât 2,0. Nu, dar uite-te că e foarte logic în care ți-o spun. Ai înțeles? Da. Deci în clipa în care sesizez acest lucru, că tu ai găsit câtul cu cât, cu ce precizie, câtul cu ce precizie, cu precizie și două decimale. Păi virgula, la rest, tot două decimale trebuie să ai. Ai înțeles? Deci tot de la procesele, nu punem în față 0,0. Nu punem restul la întâmplare. Îi punem noi. Așadar, plus restul, 2,83. Dar asta să ai că restul final e... 2,000. Și acum împărțim totul la 1. 2,05. Egal cu 0,430. Nu. 0,430. Plus 2,00. Cu plus?
20, mai e 2 atenții, dar ce nu mai noi din ce mai acum că a făcut o oră și cu cei din 3 grade au făcut 2 de 0 și 5 de 0 și 2 de 0 și 2 de 0. Deci răsărim în părțire, ești la voia în stânga. 2 de 0 și 0 și 2. 0, 0, 0, 0, 2, 8, 3. 2, 8, 3. Adică mai au fost 2 și se mai dau 3 și nu va fi din 5 decimale acum, vezi? De 2 ori 3 a ajuns la sfârșit și mai are 2 zerouri în față. 5 decimale. Iată că de antrenament cât de interesant este. Aici e greșit. Și ce înseamnă împărțirea unui decimal prin 10, 100, 1000. Adică zic că la împărțire se duce la stânga. Peste 1, 2, 3. Da? Nu te întrebuie și punem zerourile, că ai înțeles? Atenție! Deci, am învățit totul prin 1000. Sigur că da. Ca să mă întorc la ieșiciul de înainte. Păi pe 2 când mă par la 1000, nu mai are cum să dea tot 2. O să dea 0. Da? Da, și dă. O să dea. Și dă, nu? Da. Și 5. Da, da. Hai să vedem, da? Da. Hai să vedem, așa de. Primul exercițiu am făcut. Am făcut din ecuații alea acolo. Da, am făcut acele ecuații, apoi ne-ați dat dumneavoastră, am făcut din ecuații. Ecuații. Am făcut mulțimi, operații de mulțimi. Ecuații. Operații de mulțimi. În Q, am avut acolo cu... Dar și lea, da? Și lea. Am avut mulțimi, operații. Sume egale. Da? Sume egale. Putere. Operații cu putere. Înașorarea unei fracții decimale într-un fracție. Da. Transformarea în fracții decimale periodice. Periodice, da. Formarea fracțiilor decimale. Periodice. Miste. În fracție ordinară. Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu fracții și decimale. Adică am învățat cartea și vreau să știu. Teorema împărțirii cu rest, da. Teorema împărțirii cu rest. Da. Să nu uitați să dați like, share, vă abonați la Prof. Mononaie. Și vă spune că toată lumea mai așa, veți învăța lucruri? Noi. Și să vă uite pentru mâine, prieteni noștri, să ne pregătească, să ne sune cu teoria aceea care am spus-o, cum se transformă, care este mecanismul de transformare a unei fracții periodice mixte în fracții ordinare. Cine s-a gândit la soluția aceea? Da, o pot găsi de profundare. Corect. La revedere!